Salutare fraților și am revenit astăzi cu un nou clip. Astăzi avem un clip așa mai light, ca să zic așa. Vom avea un clip cu petarde cu un foc, pentru că vorba aia, bă, ne-am învățat toți numai cu petarde de astea așa mai mari, crame multe, nu știu ce. Hai să ne readucem puțin aminte de vremurile bune, când ne bucuram dacă aveam așa ceva. Câteva deja au devenit rarități, vă prezint picolul acestea de la Iorghe. George, cum îi spuneam eu, Iorghe, 40 de petarde în cutie. Eu am scos așa câteva de prin fiecare cutie, ca să le prezentăm, să fac o poză. Uitați-le cum sunt ele de fapt, da? Hai să se vadă, nu? Să vede, da? Deci sunt foarte, foarte calitative, foarte tari. Fundalul acesta plin de zăpadă ne oferă cu adevărat un vibe de ăsta bun să facem un videoclip cu petarde, pentru că e iarnă. Piccolo, astea nu sunt rarități, bineînțeles, dar le avem și pe ele aici. Demon Cracker, Oriental Cracker, exploziv 1, 2 și 3, gramaje din ce în ce mai mari. Uite că astea sunt cu roșu, astea nu sunt. În fiecare diferă, da? Uite aici 40 de bucăți, 20 de bucăți, aici tot 20 de bucăți, dar mai tare, da? Deci aici 40, nu sunt 60 cum sunt aici. Și atunci eu zic să le testăm pe fiecare în parte. Le voi lua așa cum cred eu că sunt mai slabe. Bineînțeles, cea mai slabă este Piccolo. O să ne distrăm puțin cu ele. Vom face și câteva floricele ca să facem video ăsta destul de interesant. Ce să zic, majoritatea petardelor de aici sunt legale, deci categoria P1, dar oricum vă anunț, bineînțeles, că suntem autorizați ca pirotehnician și avem voie să folosim orice categorie, mai ales la acestea care sunt super legale. Deci nu vă recomand să folosiți dacă nu sunteți și voi, pentru că nu vrem, vorba aia, să avem probleme, nu? Adică voi să aveți probleme și atunci eu vă spun ce sunt legale, ce nu. Și avem aici cristalul ăsta care s-a făcut așa, ia uite. Trebuie să-l dăm la o parte, că altfel, mamă, dacă e. Bă, dacă e. Altfel n-avem cum să testăm, fraților. Nu? Pentru că petardele astea sunt mai slab calitative. Se udă și atunci nu vor mai testa. Eu zic să trecem la treabă, vom începe cu Piccolo Corsair. Și atunci hai să luăm cele două Piccolo. O să încerc să le dau la amândouă, dacă tot am scos câte două. Și să vedem ce știe domnul Piccolo Corsair. Mulți dintre voi poate vă mai distrați așa cu petarde cu un foc, nu? Așa. Atunci trebuie să știm ce să luăm. Uite că nimeni nu se aprindă. S-a aprins, cum să nu se aprindă. Și... Mamă, cât de slab, nu cred. Deci clar de la zăpadă trebuie să o curăț. Băi, am curățat mai bine locul, că n-ai cum, frate, s-au auzit extraordinar de slab. Hai să continuăm cu... Ce să continuăm? Hai să luăm o paste de la Iorghe. Bă, astea îmi plăceau rău de tot, mă, bubuiau astea, frate, de... Vai, 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 cum bubuiau astea. Cu fitil, calitate, vorba aia. Ia, să vedem. Una a sărit în zăpadă, cealaltă s-a auzit cât de cât, dar nu așa cum aș fi sperat eu. Oriental Cracker, Demon Cracker și după aia lungi explozivul. Facem niște floricele de prin ele. Puțină distracție așa cu ele. Da, nu e de la zăpadă, frate, nu mai arde, nu mai. Uite acum. Mamă. Astea rup. Deci Oriental Cracker, nu am ce să spun. Hai să vedem și Demon Cracker. Că mă întrebați pe mine, sunt cam la fel, doar că astea au un efect, așa se aud fain când arde, pentru că are spațiul acela care provoacă un sunet diferit. Ia uzele, auzele, na. Bam, și înfundat. Da, se aud bine, se aud bine. Zăpada mare, ui, fraților. Exploziv 1, hai să-l vedem și pe el la atac. Facem după aia o floare așa mai mare. Nu știu dacă va arde și al doilea. Îi dau foc la una și trebuie să ia și alaltă, normal, da? Alu, mă. Bubuie bine, mă. Exploziv 2. Hai să-l vedem la atac. Deci astea sunt petardele cu un foc. Acum, dacă mai găsiți să cumpărați, ce pot spune eu, vi le recomand pe toate așa, într-o oarecare măsură. Că sunt faine. Ia. Și cam atât. Doar una. Și exploziv 3.
O să ni le pun așa. Ia să vedem. A luat doar una. Mamă. Uite că n-a aruncat-o pe alaltă. Și mai are fitilul. Perfect. Haide. Wow, bă, asta a bubuit cel mai tare. Nu știu cum s-a întâmplat, dar asta a bubuit cel mai tare. Hai să facem niște flori, de plin mai multe, așa. Ca să încheiem clipul cum se cuvine. Ia să vedem. Mai avem câteva de bun cracker. Cred că le luăm pe toate, nu că mai avem câteva, mă? Ia, mă, facem una mare și asta la vista. Ce să mai zicem? Mai scăpăm de prin ele. Le pun eu aici. Și le așez eu cumva. Astea nu pot să renunț la ele, e ultima cutie. O să iau doar câteva. Ca să fie așa treaba. Uite, am câteva. Oricum nu vor bubui toate, vă dați seama. Mai le țin un pic, că sunt mai rare și atunci mai avem nevoie. Luăm și din astea câteva. Le punem aici la grămadă. Vreau să vă arăt că iau din prin fiecare. Și din astea câteva. Și din astea câteva. Așa, tati. Hai, cam astea sunt. Am renunțat la toate astea. O să iau și cutia de picolo pe toată o pun. Deci pe toată, pe toată. Doar că o să pun pe pauză. Ca să pot să le așez cumva aici și facem un super, super, mega, mega floare. Și atunci hai să continuăm să vedem. Cam asta este floarea, fraților. Avem aici mega, mega floarea. Toate cele cu fitil la fund, astea la alte de la fire și deasupra. Am șirul multe din ele să pun praf. Bă, ar trebui să se mai uite și producătorii ăștia. Nu aceștia, aceștia sunt top. Ăștia cu petarde mari să facă, frate, fitile. Că aici chiar au fitile foarte lungi. Un aspect bun pe care l-am observat la petardele astea mici. Și la alea mari avem o leacă de fitil. Deci chiar petarde de calitate astea cu un foc. Hai să dăm foc, să terminăm cu acest clip. Sper că v-a plăcut, așa cât de cât un pic de distracție. Așa că băgați un like acolo, forță. Hai să facem 1000 de like-uri pentru acest clip. Aprecierea voastră contează și final de video. Hai, mă, trebuie să iau una foc. Uite-le, ia uite-le. Mamă! Bubuială, bă, război. Oh, super mișto, like.